Tânăr ambițios și hotărât, care s-a făcut repede remarcat printre make-up artiștii din România. Povestea lui de succes este impresionantă. Adrian a vrut mereu mai mult și mai mult, iar astăzi este mulțumit. A reușit să aibă propria sa prezentare de modă, la care și-a fascinat publicul cu coafurile, hainele și machiajul îndrăzneț. Mulțime de frumuseți s-au adunat într-unul dintre cluburile de fițe din București să ia aminte la ultimele tendințe în materie de coafură și machiaj. Adrian Pescariu, cel mai tânăr make-up artist din România, a uimit întreaga asistență cu freze sofisticate, gene foarte lungi și mult negru. Ai niște gene de mă cucerești numai când te uiți la mine, nu știu cum să zic. Mersi mult, Adrian Pescariu, evident. Gene lungi, hotuțuri. Clipește-mi și mie așa, gingaș. Ok? Auzi, dar sunt foarte curioasă, crezi că ai putea să gătești cu genele astea? În bucătărie cu gene? Nu. Nu, clar nu. Și chestia asta ce e? Este un cerc făcut din păr, special pentru hot couture. Ne mai întâlnim și la Cătălin Botezat în colecție. Adrian și-a descoperit pasiunea pentru make-up și hairstyle încă de mic copil. A început să își transforme pasiunea în meserie încă de acum 6 ani și azi, la 21 de ani, se poate lăuda că a machiat modelele tuturor designerilor cunoscuți, atât de la noi cât și de la Milano. Printre vedetele care au trecut prin mâinile sale pricepute se numără Monica Columbeanu, Ileana Lazariuc, Oana Bercaru și multe altele. Prezentarea sa a fost o premieră în România. Pentru prima dată, un designer a creat atât machiajul cât și coafurile și vestimentația modelelor. Ea este mireasa colecției. Toată colecția va fi plină de negru, foarte mult negru, și ea o să fie cireașa de pe tort. Ea o să fie fata colorată, primăvara, femeia fluture. Uite, vă vând din casă, vă dau din casă. Ea o să apară așa. O să fie wow, știi? Toate nuanțele, inclusiv rochia. Rochia și coafura. Care rochie? Adică vrei să spui să aibă, că, vrei să spui că asta este rochia? Nu. O să aibă o rochie scurtă. Dar de unde ai adus tu trendul ăsta? Păi pe ea m-am inspirat, machiajul pe care îl fac ei, m-am inspirat de la Rio. Am fost la Rio de Janeiro la festivalul Intercoafor de la Rio. Celelalte de unde? Tot de la Rio? Și celelalte fete, da, sunt inspirate, ei de la Rio, nu toate de la Rio, doar ea e de la Rio, ea e mai specială. Restul sunt din capul meu, așa, din visele mele, ce visez noaptea pun în practică. Băi, dar tu n-ai nimic pe tine? Deci cum poți să ieși așa pe stradă? Nu o să ies pe stradă, este o colecție de haute couture care o să ies probabil undeva în club sau ceva extravagant, o petrecere de bal mascat, ceva de gen. Nu poți să te duci, nu știu, să cumperi mărțișoare așa? Niciodată. Și pe cap ce ai? Pe cap am vrut să-mi facă Adrian ceva mai deosebit. Acesta este un, o să zic, un coșuleț. Dacă e coș, ai putea să te duci să faci piața cu el, nu? Păi să zicem că sunt scufița cea neagră, nu scufița roșie. Ce ai pe cap? Ce se vede? Nu știu, tu te-ai văzut? Da. Și? Care a fost reacția? Se pare foarte tare. Ai foarte multe chestii pe aici. Asta ar putea fi un cuib pentru bibilici? Da, da. Așa. Ce mai ai aici? O coadă împletită? Pentru o barză mai bine, că e mai mare. Asta e coada Ilenei Cosânzenei. Sunt pentru spectacol, să dea bine. Ești sclipirea colecției, văd. Da, 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 eu sunt sufletul. Tu ce ai pe cap? Un fel de combinație de culori cu ornamente, ceva coculețe mici. Și papionul l-ai furat de la un ginerică? Nu. Papionul face parte tot din colecție. Ea este cea mai cumită din toată colecția, are și genele mai micuțe. Sunt și cea mai mică de asemenea.
Înțeleg că și tu ai un coș pe cap. Este un obiect de ornament pus într-un mod mai special, să spunem așa. Crezi că am putea să te luăm pe tine pe post de bibelou acasă? Nu știu, depinde la aprecierea voastră. Pe lângă toate aceste pasiuni, Adrian mai are un vis. Se vede căsătorit. Aleasa inimii lui este tot din lumea modei, iar relația lor a început în urmă cu 7 luni. O să vină momentul în viața mea când o să mă căsătoresc și o atenție, o să dau zvon. Și eu am zis că mireasa mea o să fie negru și cu voal negru și rochia o să fie de la Cătălin Botezatu, că el a adus prima mireasă neagră. Și atunci... Așa sobru! Da, îmi place. Ea este iubita mea de ceva vreme și sper că da, și deocamdată dacă ea o să și rămână, ea e de acord, deci ea are același lucru, aceeași viziune ca a mea. Cum ai cucerit-o? Mă, sincer să fiu, ea m-a cucerit pe mine la o prezentare, am cunoscut-o, da. Trebuie să recunosc că ea mi-a cerut numărul de telefon să-i fac un machiaj. Să-i fac un machiaj, ne-am întâlnit, am vorbit despre machiaj, eram la ea acasă. Bine, nu s-a lăsat cu alte prostii, să nu fim înțeles greșit. Băi, mie mi-a plăcut foarte mult de ea, știi? Și, na, știi cum e, sexul contează într-o relație, dar nu e totul. La ce vârstă vrei să vă căsătoriți? Păi noi am spera dacă o să ne ajute Dumnezeu și o să fim bine. De ce? Nu vrei să spunem? Nu, secret. Noi ne înțelegem foarte bine și credem că la vară s-ar întâmpla minunea și deja avem și nașii. Ea și prietenul ei o să ne... Noi suntem prieteni foarte buni de familie și... Așa a căzut. Adrian vrea să ajungă cât mai sus și în lumea strălucitoare a modei. Își dorește ca în curând să-și deschidă o mică afacere, o școală de make-up, cum există numai la Milano. Să învețe pe toți cei dornici arta machiajului. Până atunci, tânărul de 21 de ani se bucură de succesul din cluburile bucureștene.